conflict la primăria orașului Nisporeni. Mai mulți cetățeni din localitate au protestat în fața edificiului administrației publice locale. Oamenii s-au arătat nemulțumiți de faptul că de aproape o lună de zile le-a fost deconectată apa tehnică. În prezent, în orașul Nisporeni au loc lucrări de conectare la noul apeduct. Unele regiuni au deja apă potabilă din Prut, iar câteva zone au rămas și fără apa tehnică pe care o primeau anterior. Cât se deșa de un apartament, o grămadă! Merge centrala, o tăiet, o fântâniță și țava. De ei se așteptat să stoia cu tătă tot în vechi. E tătă în vechi. Și apoi singuri. Voi amăzit și amăzit lumea. Amăzit. Tu schimbați stoiesele până la rețaua nouă în fiecare podest în parte. Fiecare podest în parte, proprietate privată. Desisul conectată apa potabilă în rețeaua veche. Singur a spus că nu se conectează. Corect. Nu? De ce se conectează? Asta e rețeaua proprietate privată. Dar eu vorbesc sau vorbesc mă dumneavoastră? Dați-mi voi vorbesc și eu. Hai. În primul rând. Rețeaua din interiorul blocului este rețea proprietate privată a locatarilor blocului respectiv. Și apă canal n-are voie să intre acolo. În primul rând, n-are voie. Accesul este până la fântâna din preajma blocului. Dar ne-a întrebat cineva? Nu întrebat nimeni, absolut. Nu, dar oamenii singuri să-și schimbe rețeaua. Corect, dar nu ne-a întrebat și nu ne-a spus nimeni. Oamenii sunt nemulțumiți și de faptul că li se cere să achite o sumă de 5.000 de lei pentru conectarea la noul apeduct, fiind în același timp deconectați deja de la vechea rețea. Noi nu, nici pe proiect nu suntem, la noi resurse de apă, partea și de bărboi, noi nu avem o fântână astea, trăim apă de pe satul nou. Strada industrială. Noi nu avem nici o resursă de apă. Eu am doi copii mici de ei, Trebuie să așteptăm început cu 1 august, pas cu pas, fiecare problemă în parte, să o rezolvăm. Pentru noi strategic este că am tras rețelele centrale în tot Nisporeniu. Acum, conectarea la casă poate să o facă întreprinderea municipală. Cât costă? Fără nicio problemă. Domn primar, nu vrem apă burcută. Oameni buni, ia să ridicăm mâna cine vreți și cine nu vreți. Ia oameni buni, hai să ia de bani! Disputele au continuat aproape 2 ore, dar fără rezultat. Autoritățile urmează să analizeze situația și să găsească soluțiile de rigoare.